No, bună ziua și pacea Domnului. Pace. Mergem până la piață, nu mai avem pâine. Și vrem să facem astăzi o rețetă ceva mai inedită pentru noi, care nu s-a făcut la noi. Și mergem să luăm acum ingredientele și să vedem ce a ieșit. Natalia la grădiniță. Eu mă rup cu o răceală. Natalia a adus, dar de la grădiniță n-am avut nimic. Și alaltieri a pus să meie foarte tare. Astăzi sunt un pic mai bine, dar acum văd că mă doare tot aici așa în parte. E un virus care se localizează la gât. Sper să nu meargă mai departe. Domnul dragă, ce ai pățit? Invers, de ce l-a venit pe sens? Da. Doamne. Deci că a picat, a aterizat. Vă filmăm un pic și la piață. Cred că mergem un pic să bem și o cafă, la căldură. Și după aia mergem acasă și facem rețetă. Trebuie să ajung și la fratele Costel. Astăzi am luat ceva tratament. Unde avem porcare? Uite, ăla pleacă acum. Ok. Uite cu el locul meu. Nu chitează, doamne, a zis că e tir. Bă, hai dați-vă voi jos. Că dacă mă bag acolo... Vai, dar eu nu m-am luat gentuța mea. Poșeta mea. Crocodilul tău. Dar ce face domnul? Iasă sau intră? Uite acolo. Aha. Am văzut și nu. No, bună ziua! Două doamne drăguțe aici. Eu știu, lapte îmi dai. O făcut mami și iaurt, am o făcut și brânză. Am văzut că s-a făcut și asta. Da? Și m-a ieșit iaurtul. Vezi că sparge ouăle. Ioi, ioi. Ia să sparge ouăle. Ai bani? Am bani, am. Dacă faci, ia de aici, că n-ai servici. No, așa mie nu-mi place. Ce? Apoi eu filmez, ce să fac? Și doamna are brânză foarte faină și lapte foarte fain. Veniți la amândouă aici, este marfă bună. Asta e foarte, foarte fain. La fel, asta atâta mă place. Deci nu mai îmi trebuie nici pită, nici plăcintă. Da, foarte, foarte fain. Da, foarte faină. E fain. Da. Nu prea se prieten cu telemeaua, mai mult cu brânză dulce. Da, ăla e fără îmi place, e atâta de bună. Foarte smântânoasă, smântânoasă și așa, un pic dulceagă. Da, foarte faină pentru prăjitură cu brânză dulce minunată. Da. 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 Nu pot să mă duc. Cât e așa, că nu mai știu. 25 kg. Da. Și o punguță din asta lui? Jumate, 400, 300. Okay. De cât de stoasă. Am înțeles. Și aici este marfă foarte bună,
Amândouă doamne au de la doamna brânză am luat bună. Două faine. Și brânză. Și lapte. Da. Și a smântână e deosebită. Păi n-am avut lapte. Lapte. Deci așa. Da. Nu. Vânzare bună. La revedere, vânzare sănătate. Bună. Sănătate. La revedere. La fel. Nu vine să cred că astăzi e vineri. Așa trece pentru noi săptămâna, parcă acum e luni și mâine marți. Marți. Vineri. Am vrut să zic că așa trece săptămâna, parcă astăzi e luni și mâine vineri. Să văd încoace cu cât îi. Ce anume? Pulpa de picat. Da, că nu pot să nu. No? Dă-i drumul să bea. Dar ce să stai aici la rând? Noi avem aici oamenii noștri preferați la brânză și domnul Dumitru e unul dintre ei. Și domnul Traian, care nu e acum aici. Mergem la pită? Aici e doamna cu pita. O scară? Dar ce trebuie să faci? Acum a spus și iau de hoțe. Trebuie să tai de aici. Aici e pâinea noastră din Arad preferată. La Zădărenii avem alta preferată. E foarte bună, e pite bune. Pite de casă, gust foarte bun. Crocant în exterior și nu moale ca buret în interior, dar e numai faină. Să simte când se mănâncă pâine, așa că trebuie să fie pâine. Că restul din magazine care se vând și se comercializează pită, îți cap buretele. La revedere, sănătate! Iară-te! Galbenă! Uite aici e! Asta e! Ca micuță! Mai așteaptă să vină și tu primăvară, că cu o floare nu faci primăvară. Și mă uitam la el și spunea că pelița aia trebuie luată, trebuie așa. Și după aceea scos-o din sare, mi-a curățat-o frumos, da, și da, m-a plăcut. M-am uitat ca poate să vezi exact.
Cum dai? 46. Dai bunătoare. Zici că e galbenă ca aurul. Foarte fain. Asta e un pic mai crocantă, dar așa se pune. Pasară, dacă te uiți, mă vezi. Da? Da, ce pasară, pui deja. Da, pasară. E cum am ajuns acasă? Te uiți pe YouTube la rețete noi? La YouTube, la YouTube. Da, rețete și noi de noi, da. Eu am un termen. Dacă... Am în o femeie care vinde lapte și zice câte mie vine toate vecinile, câte 4-5 vecine și zice, nu, hai să vedem ce mai face bunica. Da. Am făcut plisa, că mai făcută, m-a făcut. Da? Este oameni plecați din Arad, care acum s-au mutat în America de 10 de ani. Și atunci le place să vadă oamenii, să vadă piața, să vadă orașul. Mulți oameni. Angie, ai nevoie de ajutor? Stai să vină Angie. Bună ziua! Da? Doamna de Nicolata ne urmărește. No, ai rezervat? Pe cea galbă, nu zis că crește, acum da, să vedem. Da, Mianji, pe cea galbă. Da, să că văd eu. Cât ai dat pe ea? 16. Avolea. N-ai rupt și tu țără? Da, mai rupt. Nu știi. Ceau, ceau. Ceau, ceau. Nu știi să te negociezi. Ai dat 12 lei ca pe una mare și frumoasă. Nu, lasă, că și așa când atunci, până mai pe martie, o să iau eu alta. Da. Ah, n-are crocodil, duce mami în mână. De ce nu ți-a luat o plasă? Da, să duc și eu ceva. Am o mână liberă. Bună! Bună! Încă nu a venit doamna de la Curtiș, doamna Ana, Curticeana. Mi-e dor de ea. Nu știu, nu miroasă. Stai, 15 lei. Da, da. Domnul cu morconii? Mamă, și dacă are morcovi, ia. Da, ia un kil, că-s de nea fain, sau ai de nea fain? Merim la Kaufland. Mergem un pic și la fetele de la Marcul Galben. Nu se poate să nu trecem pe ele, numai când suntem în grabă mare. Număr acolo! O să avem clienți aici. No. Bună ziua! Deschide un pic aici frigiderul. Să arăt dulcinica. Exact, zici că e alu mame. Foarte faină dulcinea. Chiar că e faină. Așa-i? Asta e cu foi. Foi cu miere de albin. Nu mi-am luat. Și mie îmi place gândit. Și la Angie, mergeam la teatru, la unde? Dimineața, la unde? Foarte bune sunt. Aici, ce fain cu zonaci. Asta îi cu cacao, rahat și stafide, wow!
Cacao, rahat și stafide. O să vină la noi fetele de la Macul Galben, când vine Carmen într-o zi, și o să facem tiramisu împreună. Și că... eu trebuie să fac steaua cu Mac. Ok. Am comandă deja. Da? Da, da. Am înțeles. Am, deci tu faci steaua cu Mac și Eva face tiramisu. Eu mă bucur pentru tiramisu și steaua cu Mac m-a plăcut. Dar tiramisu... ai văzut ce m-a plăcut cu cafea? Super. Să vede că ești cu făină, da. Deci la ce Dumnezeu ai făcut? Chiar să vedem Dumnezeu. Am găsit-o, da? Da. Ia uitați ce faine sunt. Astea sunt haioșe. Aici am și eu, nu? V-am prins. Adică? Aha, că și am simțit. Și am simțit. Zahăr, pudră cu aromă de ciutice. E bun. Am mai învățat și noi de la voi câte ceva așa mai. E foarte bun. Dar nu e așa o aromă faină. Da, Emilia, când bun. Super. Da. Super. Wow, ce faină aromă. Așa, super. La pudrată e foarte fain. Și la secul și la... Dar așa luatul e fain. Chiar e fain, uite aici. Wow. Uite făiță. Una, două, trei, patru. Ieri au fost și mai faine haioșele. Așa e, Mari? Nu, vrei să vii și tu aici cu noi un pic, că-ți dă voie. Ne dă voie șefa să luăm o mică pauză. Eu nu am fi când unde. Ele fost un pic mai, mai faine, mai explorate haioșele. Depinde de apa rece, depinde de... Da. 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 Tot noi da, facem. Da. Nu, asta a fost cireașa de pe tort, ca mamă, ca s-a cerut așa, un pic de, de dulce. De dulce. Foarte bun. Iar faceți iaurt? Nu, nu știm, să vedem. Fost. S-a văzut. S-a văzut că a fost așa cremos, rostat. Nu l-am cu lingura, nu vrei să știi ce poftă mă bucur. Deci, nu știu. Cremosul, cam așa. Cremosul de la Denis. Da, da, da. Da, bine, un pic mai sănătos. Varianta mai sănătoasă, da, da, da. Și eu făceam... Mi-a spus cineva... Ulcică din aia de pământ. Mi-a spus cineva, prietene, da, că da. Iaurtul după 3-4 zile își pierde proprietățile. Păi da, că-s bacterii vii, ziceam. Da. 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 Și atunci ai probioticele. Da. Probioticele nu rezistă, da. Și atunci, da, cred că asta ar fi cea mai bună variantă. Da. Naturală, sănătoasă. Și cine n-are un litru de lapte în casă? Da, s-o cred că totuși e mai bun din laptele de casă decât din laptele de cumpărat, părerea mea. Da, că e mai, da. E mai gras. Are, da. Da. Nu știu cum a costat gras din comerț, cum ar fi, dar sigur că ăsta de la țărani. Da, da. E super. Da. E fain, foarte fain. Dar cred că și dacă n-are posibilitatea cineva să aibă lapte din ăsta de la țărani, și la Tetra Pak, am vrut să zic, la cutie, e ok. Fiindcă da. Mai este când mai uit lapte de afară să face brânză. Da. Da. Da, 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 da. Și lasă și el zer, da. Lasă deasupra brânză. Nu, no, vedeți că merge treaba și cu ăla. Încă n-am încercat, da? Poate că, poate că. Să iau sănătele lastea. Am să zic, de ce nu vreau să vin să stau cu voi? Acum, dar o să te mai uite, să te uite ce, uite ce fain merge ghioceiul Natalia care da, i-a uitat. Da, le-a uitat aici. Las că o duc cu ea să și le te fac cu zahăr. M-am făcut cu zahăr. Da, o aducem pe ea să și le... Dacă le mai ia. Le mai ia. Când stă bine aici. Când am venit, eu am uitat când ați... Nu m-am uitat. Și dimineața când a venit Marea a doua zi, zice, băi, zice, n-am problem la Natalia. Am uitat aici. Așa impresia că Natalia așa s-a obișnuit cu voi și cu... Nu cred că e impresia, cred că... Cu locul ăsta aici, că e ca și... Când ați făcut ce ați făcut mai... Ar fi a noastră cumva, ar fi aparținere.
știi, de familie. Așa se simte, dar mie mă bucur că simte așa. Mm-hmm. Mie îmi place că vede că... Da. Țin pentru ea, pentru voi, da. Ați făcut baile sau ce ați făcut și ai zis tu ceva mac. Mm-hmm. Și au zis, macul galben. Da. Mm-hmm. Te-ai pus macul acolo. Da, da, o zis, da. Știu. Nu, te-ai zis, pune mac, nu știu câte grame. Și mm-hmm. Macul galben. Și atunci zis, bă, zice, galben. Da. Da. Da, știe. Știe toate alea. Din ce în ce mai deșteaptă, știi? Cum e mai deșteaptă? Cum e Maria? Da. Și cumnata lui Marius dimineață ce-ți povesti? Marie, dă... Nu, eu mai dau dulce. Acum, de câteva zile, că o zis să mai un pic de regim și așa. Și ce s-o gândite-a, mă, la asta e umblămintea? Eu zic la bunica că o doare gâtul, s-o tăie în gât cu spray din ăla dulce. Ia, îți dai seama. Și o sună pe cumnata mea la servici asta, când vede că o sună de acasă, să deja intră banică, că știe că e... O doare gâtul, o zis că o doare gâtul, o doare capul. Unde ești spre ăla dulce de gât? Dar au zis cumnata mea, ce face? Ce să facă? Sare pe aici, pe casă, cum face și zice că o doare gâtul. Când o dat o bunică s-a în gât, când gata, și-o lua doza de dulce, nu mai a avut nimic. Ce șmechi. Îți dai seama. Dar zice cumnata mea, voi nu vă dați seama cum arată un copil bolnav. Da, da. Da. E apatică, da? Da, nu e energic, da, și da. Mi-a stâmpărat. Zice cumnata mea, înainte să deschidă ochii, vorbește, deschide gura. Și așa, da. Și zicea când era mică, bunica, bătrâna, fata asta nu vorbește. Zicea, că nu vorbea, până s-o pornit. Fata asta nu vorbește, du la doctor că fata asta nu vorbește. Și e atât de slabă, dați ceva. Acum mai bine, da. Acum s-o vorbim cu toate. Acum mai... Cum e, doamna Angela? Da. Să îi dorim multă sănătate. Da. O să se uită, să ne vadă, doamna Angela, sănătate multă. Da. Am vorbit cu ea seară. Da, își revine ea. Am făcut un pic de pareză facială. Wow! Da. Da. Deci nu-i ceva. Răceală sau... curent, aia, nu știu. Dar o să-i treacă, trece, nu-i... Da, e afectat un mușchi al feței, da. Probabil. Uh-huh. Așa? Trece mai greu, trece în timp, dar de trecut o să-i treacă. Poate durează câteva săptămâni, poate și o lună. Da. Așa treptat, știi? Treptat o să-și revină, așa îi dă obicei. Da, depinde cât de tare s-o afectat mușchiul, da. Da, chestiile astea se întâmplă și de la aerul condiționat, de la un curent. Da, și de la frig. Da. Da. Ce să facem? Asta da. E. Ne-am șocat și noi un pic. Da. Când am auzit. Poate reușim să mergem astăzi la ea. Am avut și ei și alaltă să mergem, dar au primit multe vizite, mâncare, au zis că nu vrea, că numai fără sare. Nu se facă la fără sare, dos că nu, că i-au adus toată lumea. O vizitează prieteni. Fata ei și așa mai departe. O să mergem și noi pe zicea ce o dormim. Unde e? Aici, la orele. Aici, chiar aici, în piață. Da, chiar aici, în piață. Chiar că nu cunosc pe nimeni acolo, la orele. Numai acolo, la unde. Se mai întâmplă și ne-a plăcea de noastră. Da. Dar e important să fim uniți. Da. Să vizităm, să ajutăm cum putem, mi-a spus dacă mama ei, că nu, mama ei e bătrână. Da. E acum singura acasă și dacă are nevoie de mâncare, ducem noi. Să vedem. O să fie ok cu ajutorul Dumnezeu. Da, sigur. Fii bine. O ajută și tanti totuși, nu se lasă așa, e bătrână. Da, păi își face singură mâncare. Da, își face. Da, îmi place foarte mult de atât. Tot ai de, nu, zici că de anii noștri. I-am adus Angie? Ceva mici cadouri, dulciuri și așa. Și când am venit cu el, a zis că, stai, cum o spus? Cumva să
să ne țină în ramul, ca să ne mai... Sau, Doamne, dă-mă sănătate ca să mai puteți aduce ceva de genul, știi? Atâta de fain, da. Imediat judecă, imediat știe să facă atmosferă. E mare lucru, ăsta e, da. E mare. Da. 91, da. E mare lucru. Ca și bunica ta, Ange, că... Da. Hai să și bătrâni așa mai... Da, păi știu bătrâni cu 60 de ani care au dat în demență și să vedem la funcționare. Uite că vine și bunica. Ah, vine, gata. Ai găsit ce-o trăbuit? Ai găsit ce-o trăbuit? Da. Am dat piept de curcan, așa. A, de curcan e ok. Mai bine ar fi fost să fie o culpă ceva mare de pui. Că strece. Cu zosacă. Nu, da. Cam la chiar mijlocul. Da. Nu aia, partea aia care i-a țasă. Aseară m-am uitat la o filmare oare în care unde ați făcut supa aia cu oase de vită și peștele, cred că. Deci atât am râs, nu știu, la o fază, deci am vrut să vă scriu, dar era târziu, zic, nu mai scriu, zic, la ora asta, zic, Doamne, oamenilor, fain sunteți, zic, era mă distrez cu voi, mă relaxez la seara înainte de culcare. Am zis eu ceva sau ceva? A, da, zis, o, da, ați găsit pe acolo ceva. O fază. O fază, ceva, o fază. Da, a fost faină. Că mai erau acolo comentarii, că Daci, tu acolo în spatele camerei tu le ai cu comentariile astea, cu glumele. Da. De multe ori trebuie să mă abțin. Da. Asta e mama mea, cred că o fost să replică. O știți? Asta e mama mea? Păi da. Da. N-am mai avut bani de lucru. Haideți să vă servesc cu o îmbețișare. Când vine Carmen, am mai posis? Când vine băiatul ei, câtă Oradea. Acum, fie în popația asta. Gata. Gata? Gata. Gata, acum vine și eu. Vine Mercuri, Joi și vine. Mercuri, Joi și vine. Viitoare? Da. Da, atunci ar trebui. Da, sigur, nu l-au organizat, vedeți voi, cum? Da. Despre ce e vorba? Păi, mi-a plăcut foarte mult tiramisu, unu, și doi, și prietenii noștri vrea să vadă cum au făcut el. Și să facem atunci când o să fie și Carmen acolo? Da! Nu? Da, ce facem? Îmi spun ce se pun, doar ingrediente, să avem pregătite, îți spun eu cu o zi înainte. Da. Nu, nu gândești că mascarpone, nu? Da, mascarpone, frișcă, frișcă. Eu tot le iau de la Lidl. Mascarpone, frișcă, savoiardi, zi. Piscotul. Piscoturile alea, da. Piscotul. Ai mai pus parcă ceva? Mascarpone, frișcă. Lăjinta cu mere. Nu ai pus nimic în crema. Nu. Uite ce faci. Ouă. Călbenușă. Cinci călbenușă. Polocintă. Cum zic? Polocintă. Unde-i polocintă? Ia uite aici. Mamă, dar ce faină! Wow! Super! Ai loc de mine? Super! Arată super! Deci, n-are rost. Cum zic eu? Are mere. Are mere. Da. Are. O tâpsie din asta. Vreau să mergi la Kaufland. Nu știu ce mai văd acolo. Eu nu știu ce vreau, numai când văd ceva acolo, vă vine inspirația. Nu, bine, hai să mergem repede și atunci să mergem acasă, să facem rețeta, că după aia trebuie să mergem după Natalia și la fratele Costel. Marii spun că Dacia mi-a plăcut foarte mult de soțul tău. Da, da. Mă bucur. Azi prima zi te domnul Dedeman îi zic în glumă. Domnul Dedeman îi spun în glumă, bunica. O merge câte casă. Dați-mi bani mărunți. Să se plătesc la casă. N-aveți. Am 5. În 6 lei cam așa. Uite aici am 2 lei. O să fac. Am. Asta de ce are batic în cap?
lucrurile la construcții. Și atunci? Și e căciula, mai bine căciula. Nu, că cade căciula. Serios? Și așa baticul stă mai bine legat. Chiar? Da! De clar. Oare unde e Angela? La clădirea aia pe cont? Da. Aici e oncologia și partea aia. Uite pe domnul doctor. Am știut. Să mai vină următoare. Mulțumesc. E de Macea. Doctor, e foarte respectos. Păi de la țară. Da, păpucii de la țară. Nu m-am. De aia de casă. Nu-i spun acum pe nume, că poate nu-i frumos. Dar și el te știe pe tine, bărnica. Da? Da, da. Poate așa, cu citire. Știi? Unde are el timp? Nu mai are timp nici de el. E aici doctor, după aia mere și la Genesis. Mai are și el familie tânără, copii. Să nu crezi că e ușor să fii mai ușor. Încă mai repede în Angela, la 12. Da? Ce? Au ele ceva program? Ceva program. Ce fain a făcut. Extra om. Super. Am în gând să vă zic, să nu vă zic. O doamnă a zis că nu trebuia să filmăm când o primi Natalia cadouri. Cadou din America. Da. Adidas. De cum să nu filmez bucuria noastră? Noi vă filmăm. Bucuria noastră, vă filmăm rețete, vă filmăm la piață. Nu știu dacă vă dați seama, dar noi pe mulți dintre voi vă considerăm cam familia noastră și așa vrem să vă adoptăm pe toți, să fim o familie virtuală, cum într-adevăr că în lumea asta mulți sunt lipsiți, mulți sunt nevoi și probleme, dar acesta știu să spun, trăim într-o țară așa cum e ea și diferențele sunt mari. Între clasele sociale, e adevărat. Dar, nu, dacă noi facem vlogul și filmăm viața noastră, vă punem pe tavă, cum să nu filmez și bucuria noastră? Că e și pentru voi, pentru mulți dintre voi am văzut că e bucurie și v-ați bucura cu noi. Că mulți ați vrut să ne ajutați, în sensul să primim cadou din America, că am întâmpinat probleme cu mama și așa și mulți v-ați implicat. Cum să nu filmez atunci pentru toți? Dar spune ce e implicat? Deci mi-a dat o grămadă de telefoane, da, da, din toate părțile. Mi-a spus cum să fac și ce am să spun? O zis doamna, ea mi-a spus pe bine. Nu ne-a jignit, dar și-a spus părerea și respect părerea ei. Dumnezeu să o binecuvinteze. Dar înseamnă că n-ar mai trebui să filmăm nimic. Că invidie oriunde se găsește. În toate filmările noastre se poate găsi invidie. Dar asta e un lucru foarte, foarte urât care
În cele 10 porunci, spune Dumnezeu, să nu poftești nimic de ce are aproapele tău, nici nevasta lui, nici avuția lui și așa mai departe. Mă las să completez și eu. Deocamdată nu. Nu. Deci dacă n-am mai filmat, să zic că n-am mai existat pe internetul ăsta, aș închide canalul. Oamenii care au boala asta de invidie, o să găsească pe altcineva ca să fie invidioși. Deci problema nu suntem noi că filmăm și arătăm. Problema sunt oamenii care au problema asta. Ei să se rectifice, să se gândească că nu e bine să fie așa. Dumnezeu să le binecuvinteze cu înțelepciune, cu dragoste și să le scape de duhul ăsta de invidie. Să știți că și eu, la rândul meu, pot să văd unul, wow, ce mașină are, wow, ce casă are, wow, și așa mai departe, dar nu fac lucrul ăsta. De ce să mă poticnesc? Așa oricine poate să aleagă în inima lui să nu se poticnească și să nu aibă invidie. Și eu sunt pe principiul ăsta că trebuie să ne gândim, mă, fac bine sau nu fac bine. Uite că Dumnezeu spune să nu poftesc nimic din ce îi a aproapelui meu. Da, ce pot să spun? Oamenii sunt mulți care sunt nevoiași. Dar ce pot să fac eu, care sunt mic, care nu pot să fac mare lucru pentru ei? Da, pot să mă ajut aproapele cu ce pot și cu ce îmi dă Dumnezeu, dar nu pot să salveze omenirea de sărăcie. Da. Dacă Dumnezeu mi-a dat tot ce am, e și datorită, fiindcă noi am făcut o grămadă de sacrificii, am lucrat pentru tot ce avem și n-am primit nimic, dar gratis. Taică-miu și maică-miu au pornit de la lingură și au făcut tot ce au. Și eu, la rândul meu, am luptat ca să întrețin ce avem și să aduc și eu roadele mele. Ok, vă filmăm ce am cumpărat acasă. Acasă și, ca de obicei, vă arătăm ce am cumpărat. Am luat pâinică. Uite, mami, că-i spartă punga. Da. Aha, s-o spart. Și vai? Nu, nu mă asec. Nu spartă mașină. Probabil, nu mă... S-o încep asta prima dată, eventual, și pâine de la Macea, foarte faină, cu maia, naturală. Și am luat banane. Pătrunjel și mărar. Ridic. Și mărar, ia câte aici. Și ridic. Ciupercuțe. Și ciuperci. Astea și frumoasă. Ciupercuțe nu-s. Că nu-s mici. Cum dați la smeulă? Am luat la fata mea cu 12 lei. Uiți că-s de la noi, de seară. Nu. Să se bucure. Și asta o să facem astăzi? Da. Vreau să vă arăt ceva. Am luat o bucată de piept. Uitați așa. Și o bat bine, bine și o fac așa rulou. Cu ciupercuțe, cu brânză. Cașcaval. Cu ceapă verde, cu frunză de pătrunjel, cu de tăte. O să vedeți pe parcurs ce fac. Am luat o bucățică de carne și asta la fel, foarte faină. Uite ce faină e. Super, mie îmi place să fac. Asta poți să faci când avem invitați. Când avem invitați. Cuptor și ieftină. Cât o poți? Chiar acum vreau să arăt. Nu știu dacă e asta. Lăsă să văd eu că vă mai vine. Cred că asta e. Cotlet. Uite.
cotlet. 47 de lei, am zis eu. Am zis că vreo 50 de lei. Nu. Și da, ți-ai făcut o zi întreagă. Știi cât ar fi fost asta în Germania? Jur de 20 de euro. Poate asta am luat să încerc ce am cumpărat. Și uitați ce m-am luat eu, că vreau să mânc eu ceva ca la țară, că eu dacă mi-e sărană, ce să fac? Uite, am dat 13 lei. Oase garf? Da. Uite, 13 lei. Aha. 13 lei. Costițe. Da. Și vreau să-mi fac un papricaș cu găluște. Da, astăzi. De mult am vrut să-mi fac. Oh, fain. Nu-s din alea fumate. Nu, și uite, foarte fain. Fain, fain. O să mergi și pe grătar, fain. Nu. De ce să nu-mi fac eu o mâncare ce-mi place cu 13 lei? Da. Nu, bine. Ia că așa, noi am făcut piața. Eu mi-s mulțumită. Mulțumim la Tatăl Ceresc pentru tot ce ne oferă zilnic. Sincer vă spun că eu sunt mulțumită, că n-am cuvinte, fiindcă cu 100 de lei eu m-am făcut mâncare pe 3 zile. Eu și de aici fac o zi, și de aici fac o zi, și de aici. Deci eu 3 zile am asigurat. Asta zic să lași pe când vine Carmen și fetele, poate la noi. Poate nu-i place la Carmen din asta așa. Eu îmi spun numai. Carmen, când vine aici, vreau să spun, să-mi dea comandă. Da? Să-mi spună, uite, asta vreau. Okay. Asta vreau să mânc. Da. Dabă. Acum vă lăsăm cu Tatăl Ceresc. Vă dorim numai bine. Vă dorim o zi binecuvântată. Pace, la revedere. Revedere. Niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cei din tâi la cei din urmă pași. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cei din tâi la cei din urmă pași. Tu nu mă lași și nu mă uiți vreodată, străbat cu tine munți înalți și lungi. Chiar prin ecazuri, da, trec vreodată cu tine alături, am să fiu pe veci. Chiar prin ecazuri, dacă trec vreodată cu tine alături, am să fiu pe veci. Și rănit străbat cărarea, cu tine eu veghez în ceas târziu. Când tu mă mustri, eu îți simt mustrarea, și când te bucuri, totdeauna știi. Sângele salvării le-a spălat.
câte au fost, eu le-am uitat pe toate. Și bine știu că le-ai uitat și tu. Oricâte au fost, eu le-am uitat pe toate. Și bine știu că le-ai uitat și tu. Îți mulțumesc că tu